Din punct de vedere calendaristic, suntem în plin sezon de iarnă. Acest lucru nu se resimte și din punct de vedere hidrotehnic. Responsabilii Apelor Române spun că această iarnă este secetoasă, iar râurile din Valea Jiului au debite scăzute. Cursul de apă au un nivel sub medie, de asemenea, barajul Valea de Pești se menține plin, nu am avut probleme, l-am gospodit așa cum trebuie și principalele cursuri, aș aminte aici, Jiul de Est și Jiul de Vest, sunt cu debite mai scăzute față de anii trecuți. Sunt și probleme mai serioase pe cursurile mici, cum ar fi Balea, de exemplu, Lazărul, Câmpul Luneag, unde debitul este foarte, foarte scăzut. Dar să sperăm că va ninge și vom avea o primăvară destul de bogată în precipitații. Deocamdată situația nu este alarmantă, însă dacă vremea se va menține la fel, probleme vor fi întâmpinate în vara acestui an. Sigur, implică imediat această, să zic, secetă sau această lipsă de precipitații, de zăpezi, implică scăderea pânzei freatice și imediat în primăvară, dacă nu avem un strat gros de zăpadă, pânza freatică va fi afectată, intrăm în primăvară cu un deficit și implicit în primăvară sau în vară o să avem o secetă, pot să spun, accentuată și cu siguranță. Dar, vă spuneam, prognozele pentru luna februarie sunt îmbucurătoare, se pare că o să avem precipitații în formă de zăpadă și să sperăm că în primăvară vom intra cu un aport de apă freatică destul de bun. Meteorologii au anunțat că vremea se va schimba în luna februarie, atunci când iarna își va intra în drepturi.